Licitația pentru proiectarea noii parcări multinivel din cartierul Cetate, din spatele magazinului Bega, a fost finalizată cu succes. Timișorenii vor beneficia de aproximativ 250 de locuri de parcare în urma acestui proiect. Povestea terenului unde construim parcarea multinivel este una de care s-au revoltat mulți timișoreni. În 2016 a fost preluat și utilizat ca parcare privată, chiar dacă era terenul orașului. Am reușit să recuperăm terenul anul trecut și avem acum pe rol un dosar pentru a recupera și prejudiciul creat în perioada în care venitul din parcare a mers spre buzunare private și nu a ajuns la bugetul local. Acesta e unul din multiplele demersuri pe care le facem pentru ca Timișoara să rămână pe drumul spre mai bine, anunță primarul Dominic Fritz. Proiectul de parcare multinivel suplimentează numărul locurilor de parcare din centru, păstrând caracterul istoric al zonei. Investiția vizează reabilitarea și modernizarea spațiului public adiacent, crearea de noi spații verzi și pietonale. Pentru ca locuitorii și vizitatorii orașului să se bucure de un mediu urban mai primitor, parcarea va include de asemenea un parter înalt prevăzut pentru spații comerciale sau alte destinații viitoare. De asemenea, sunt prevăzute și adăposturi pentru biciclete. Din valoarea estimată de 800.000 de lei, TVA inclus, contractul de servicii a fost atribuit pentru 640.000 de lei, TVA inclus.